Ia să vedem așa. Limită pentru x fiind de la 1, din radical din 3x plus 1 minus 2, totul supra x pătrat minus 4x plus 3. Aș vrea mai întâi dacă am înlocuit că da. Da, 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 da. Ar fi 2 minus 0. Da. 1 minus 4 minus 3 plus 3, 0 plus 0. Sigur. Atunci ar trebui să... amplificăm conjugata de la numărător. De la numărător, nu? Da. Deci egal cu limită pentru x timp de la 1 din 3x plus 1 minus 4, 4. Totul supra x pătrat. 3 pe lângă radical din 3x plus 1 plus 2. Plus 2. Și egal cu limită x timp de la 1 din 3x plus 1. Nu, 3x minus 3. Adică 3 pe lângă x minus 1. Iată, ai făcut rost de x minus 1. Da. Ăsta este secretul. Și jos, de aici trebuie să apare x minus 1. Găsim rădăcină și îți înseamnă x minus 1 pe lângă x minus 3. Ia să vezi dacă așa este, dacă demulțim. X pătrat minus 3 minus 4x plus 3. Plus 3. Este exact, da? Pe lângă, aici de putem locui. 2 și cu 2, 4. N-ar vreau să mai perim. X minus 1 cu x minus 1 se zice. Termină. 3 supra 4x minus 12. 3 supra... înlocui și pe x cu 1 aici. 1 minus 3 minus 2. Da. Deci minus 2 ori 4 minus 8. Minus 3 pe 8. Termină limita. Da. Alte limite. Limite pentru x din de la... 1 din... radical din 7x... plus 2 minus 3 supraradical din 5x minus 1 minus 2 egal cu tot se notă. Sigur că da, poate le așez și... da? Am ce întrebare, acum putem să alegem unde aplicăm conjugata? Sau tot ca de 5 minute? Eu cred că trebuie să facem reciproc, sus, jos, jos, sus. A. Ca să scăpăm de... A, da. Deci, dublă conjugată, într-o fel. Și pentru numărător la numitor și la numitor la numărător. Dacă faci numai la 1, nu ai rezolvat treaba. L-ai liniștit pe numărător, dar la numitor nu ai reușit să scoți un factor. Da. Deci, egal cu limite. Pentru x din de la 1. Din 7x plus 2. 7x plus 2 minus 9. Pe lângă radical... conjugata din jos, da? Da, 5x minus 1 plus 2. Radical din 5x minus 1 plus 2. Și jos... 5x minus 1 minus 4. 4 pe lângă radical din 7x plus 2 plus 3. Limită pentru x, egal cu limită pentru x de la 1. Da. Din 7x minus 7. 7 pe lângă x plus 1. X plus 1. Ori 2 plus 2, 4. 4, da. Și jos. 5 pe lângă x minus 1. Da. Ori 3 plus 3. 3 plus 3, 6. 6. X minus 1 pe x plus 1. 7, 4, 2, 28 pe 30. 30, simplificăm, trebuie să... 2 și 3, 14 pe 15. 14 supra 15. Terminate aici. Altă limită. Limită pentru x din de la 1 din radical din 7x plus 2 plus radical din 5x minus 1 minus 5
tot o să pe x pătrat minus 1. Zero pe zero, nu? Da. Dacă am distribui acel minus 5... Așa. În 2 și 3, nu? Da. Rupem. Și egal cu limită pentru x tind de la 1 din... La primul radical, radical din 7x plus 2 minus 3 plus radical din 5x minus 1 minus 2 5x minus 1 minus 2 x pătrat minus 1 x pătrat minus 1, hai să distribuim deodată. Adică numit ori, da? Totul supra x pătrat minus 1 și supra x pătrat minus 1. Așa. Și rupem în două limite. Limita la da, la fiecare conjugată. Deci el 1, hai să zicem, el 1 va fi egal cu limita pentru x tind de la 1 din radical din 7 plus 2 minus 3 supra x plus 1. Da. Supra x minus 1 pe x plus 1. Da. 1. Și aplicăm conjugata limită pentru x tinde la 1 din 7x plus 2 minus 9 7x minus 1 supra x minus 1 pe lângă x plus 1 plus pe lângă radical din 7x plus 2 plus 3 și x minus 1 cu x minus 1. Înlocuiem și avem 7 supra 2 ori 3 plus 3, 2 ori 6. 2 ori 6, da? Da. 7 pe 12. Asta ar fi limita. 7 pe 12. Limita 1. Și limita 2, el 2. Limita pentru x la 1 din radical din 5 x minus 1 plus 2 supra x minus 1 din cât de 5 x minus, da? 5 x minus 1 minus 2 supra x minus 1 pentru x plus 1 și egal cu 5 pentru x minus 1 5 pe limită pentru x tind de la 1 din 5 pentru x minus 1 supra x minus 1 pentru x plus 1 x minus 1 pe lângă x plus 1 pe lângă 4 va veni. 2, 4, da. X minus 1 cu x minus 1 sunt termene. Și 5 supra 8. 8. Și atunci el, finalul, el va fi egal cu 7 pe 12 plus 5 pe 8. Și numitorul comun este cât? 36. 8 se parte la 36, nu? Nu. Păi 2 la 3 și 2 la 2 ori 3. 8 ori 3, 24. Aici amplificăm cu 2 și aici cu 3. 14 și cu 15, 29 și 24. Pe 24 și face 29 pe 24. Asta este limita. Altă limită. Limită pentru x tind de la 1 din radical din 7x minus 3 supra radical din 5x minus 2 minus 1.
totul la puterea, 1 pe x pătrat minus 1. 1 supra x pătrat minus 1. Trebuie să vedem dacă suntem în cazul 1 la infinit. Ia să vedem. 7, 2, supra... 2. 1. La puterea... 1 pe... 1 pe 0, infinit. Infinit, da. Deci suntem în 1 la... 1 la infinit. Infinit. Și ce facem? Adunăm scădere, nu? Deci numai în cazul ăsta, da? Da. Deci egal mai departe cu limită. Da. La puterea inversă. Radical din 5x minus 1 supra radical din 7x x minus 3 minus radical din 5x minus 1 înmulțit cu cultură invers. Da. Așa. 7x minus 3 5x minus 1 pe lângă că da. Înmulțit da. Deci vine x pătrat minus 1 jos aici, da? Da. La numitor. Toată asta. Toată asta va fi e. E, da. E la puterea limită pentru x de la 1 radical din 7x minus 3 minus radical din 5x. Radical din 7x minus 3 minus radical din 5x minus 1 supra x pătrat minus 1 pe lângă radical din 5x. Adică zicem x minus 1 pe lângă x plus 1 pe lângă radical din 5x minus 1 înlocuim pe x cu 1 și vine 5 radical din 4 care ne face cât? 2. 2. Și egal cu el la puterea limită pentru x de la 1 din. Am mutat de tot în 0 pe 0 acum, dar am mutat 1 la infinit în 0 pe 0 la exponent. Da. Și de 7x minus 3 minus 5x. Da, minus 5x plus 1 da. Supra x minus 1 pe lângă x plus 1 putem locui. 1 și 1, 2. Da. 4. E lângă adunarea aceea. Radical de 7. 7 x minus 3 plus. Radical de 5x minus 1. 5x minus 1, da? 7 x minus 5 va fi 2. E la limită. Pentru x tinde la 1 din. 2x minus 2. 2 pe lângă x minus 1 supra x minus 1 ori 4 ori iar 4. Da. E 2 plus 2. Și x minus 1. X minus 2 x minus 1 și face în final e la... Adică 1 pe 4. E la 1 pe 4. Adică radical indice 4 din e. Nu? Așa da. Hai să vedem o altă limită. Limită pentru x tinde la 0 din 1 minus cos de x supra x pătrat. Is
0. Da, coate 0 am văzut că e 1. Da, e 1. Și am te face 1 minus cos de x supra x ori x. 1 minus cos de x supra x ori x. Și ar fi... Da, îți trebuie fundamental, ai sin pe x. Da? Da. Eu trebuie să ajung la sin, că cosinusul nu merge. Hai să aplicăm cu 1 plus cos de x și sus și jos. Da. Și egal mai departe cu limită pentru x din de la 0. Pentru că știi fundamentala. De ce am venit minte să fac asta? Sin pătrat de x plus cos pătrat de x egal cu 1. Știu asta. Sin pătrat plus cos pătrat face 1. Da. De unde scot că sin pătrat de x egal cu 1 minus cos pătrat de x. Da? Care mai poate fi scris ca fiind 1 minus cos de x pe lângă 1 plus cos de x. Ăsta e motivul. Nu că așa mă gândesc eu să amplific. Nu e o conjugată acolo. Ci mulțesc cu 1 plus cos de x și sus și jos pentru că... Ca să facă 1 minus cos pătrat, să fie sin pătrat. Da. Deci vine 1 minus cos de x pe lângă 1 plus cos de x și jos x pătrat pe lângă 1 plus cos de x. Și egal cu limită pentru x de la 0 din... Păi 1, acolo va fi sin pătrat de x. Sin pătrat de x, sigur. Și jos x pătrat ori 2. Cazul perfect. Și acum sunt limită pentru x tind de la 0 din sin de x pe x totul la pătrat. Da. Pentru că și sinul este la pătrat și x-ul la pătrat. Da. Și când am sin de o expresie, după aceea expresie, dacă expresia face 0 după măcuirii, îi face 1 asta. Da. Și ori 1 pe 2, da? Și un pe rechel, mă spune. Ce-a fost aici ca idee? S-a plinit cu 1 plus cos. Da. Formulele trigonometrice, da? Da. Dar dacă îți dau așa, limită pentru x din de la 0, din 1 minus cos de x ori cos de 2x supra x pătrat. Cos de 2x are o formulă. Are și el o formulă, da. Sunt cartiliști. Aici, dacă faci legătura cu limita de sus, te descurci. Păi ar fi 1 plus cos de x ori cos de 2x și ar fi cos de... 1 minus cos pătrat ori cos de 2x la pătrat, nu. Nu-i idee. Eu zic să atunci să-ți cazi un cos de x. A. De ce azi? Am luat-o după cea de sus. Deci egal cu limită 1 minus cos de x plus cos de x minus cos de x ori cosinus de 2x totul supra x pătrat și egal cu limită pentru x din de la 0 din hai să distribuim în două limite. 1 minus cos de x supra x pătrat și plus limită pentru x din de la 0 din asta a doua. Scoatem un cos de x în factor. Cos de x pentru că 1 minus cos de 2x supra x pătrat. Și egal mai departe cu prima am făcut-o. Da, ai dat 1 pe 2. Așa e? Da. Și plus limită pentru x din de la 0 din cos de 0 este 1. Nu, cos de 0 este 1 și mi-a rămas limita a doua aceea. Da. Deci eu nu las 1 minus cosinus de 2 x
totul supra x pătrat. Deci necazul nu e la cos de x la care se face. Dar asta știu ce-i fac. Mulțesc și sus și jos cu 1 plus cos de 2x. Deci e că nu mai departe cu 1 pe 2. Plus limită pentru x tinde la 0 din 1 minus cos pătrat de 2x supra x pătrat încă 1 plus cos de 2x. Și egal cu 1 pe 2 plus 1 minus cos pătrat este pătrat de, da? Sin pătrat de 2x. Totul supra x pătrat pe lângă 1 plus 1. Da, 1 2. Nu? Da. Și egal mai departe cu 1 pe 2 ori plus sinus de 2x sin pătrat de 2x supra, iar trebuie exact argumentul ăsta la pătrat. 4x pătrat. X pătrat ăla. Da. Dar îi pun un 4 eu 4. Și sus și jos se mulțesc, da? Da. 4x pătrat ori 2 care era aici jos. Și ăsta este fundamental. Dar trebuie să mai spun limită, nu? Da. Hai să pun aici că limită. Și face 1 pe 2 care nu are nicio treabă. 1 pe 2 plus 4 pe 2. Adică plus 4 pe 2, nu? 2. Așa. 4 pe 2 plus 2. 2. Și am predicat 4 și 1, 5 pe 2. Termină limită. Uite-te aici la frumusețea limitei acestea. Dacă nu te prind să aduni și să scazi cos de x acolo, să împarte în două limite, aici rămâi blocat. Deci e o limită frumoasă, nu? Dar dacă îți dau limita următoare. Limită pentru x tinde la 0 din 1 minus cos de x ori cos de 2x ori cos de 3x supra x pătrat. Un cos de x la început. Încep cu asta. Am zis că aduc cos de x. Egal mai departe. Cu limită. Pentru x tinde la 0. Din 1 minus cos de x plus cos de x minus cos de x ori cosinus de 2x ori cosinus de 3x totul supra x pătrat. Și egal mai departe cu limită pentru x tinde la 0 din 1 minus cos de x, ai făcut o limită rapid, care știi, nu? Da. Limita asta, plus limită pentru x tinde la 0 din scoți un cos de x în factor comun. Cos de x. Pe lângă. 1 minus cos de 2x. Ori cosinus de 3x, nu? Da. Supra x pătrat. Și egal mai departe, prima face 1 pe 2 că am vorbit. Da. Plus. Cos de 0 asta nu are nicio importanță. Da. Și acum ți-a rămas asta, 1 minus cos de 2 ori cos de 3x. Ce să-i faci la asta? Să adun cos de 2x. Cos de 2x. Deci vine limită pentru x tinde la 0 din 1 minus cos de 2x plus cos de 2x minus cos de 2x ori cos de 3x totul supra x pătrat. Și egal mai departe cu limită. Limita cu 1 minus cos. Deci limită pentru x tinde la 0 din 1 minus
cos de 2x. 1 minus cos de... 1 pe 2 era în față. Da, plus. Cos de 2x. Supra x pătrat. Supra x pătrat. Plus. Plus limită. Pentru x sunt de la 0 din... Cos de 2x. Cos de 2x pe lângă 1 minus cos de 3x. Supra x pătrat. Da? Și face 1 pe 2. Plus limita aceea care am făcut 1 minus cos de 2x pe x pătrat. Ne-a dat 2. 2, da. 2, dar au fost 4 pe 2. 5. Nu? De unde au venit ea? 1 pe 2 și plus 2. Plus 2. Plus 2. Dar 2 acela îți lasă ca 4 pe 2. Că de acolo a fost așa. Vreau să găsesc o idee. Da. Și plus limita, limita pentru x tind de la 0 din 1 minus cosinus decât de 3x pe x pătrat. Și trebuie să aplic conjugata, fac toată povestea aceea, că deși 1, 1, e ca același numitor, poți zic 1 pătrat pe 2 plus 2 pătrat. 1 pătrat plus 2 pătrat pe 2 plus limita aceea și aștept limita aceea să facă 3 la a doua pe 2. Da. Și așa va face. 3 la a doua pe 2. Încât limita asta va fi 1 pătrat plus 2 pătrat plus 3 pătrat totul pe 2. Da. Iar acum, final, generalizarea ei. Limita pentru x tinde limite la... pentru x tinde la 0 din... Tinde la 0 din... 1 minus cos de x ori cos de 2x ori cos de 3x ori cos de nx ori cosinus de nx locul supra x pătrat face 1 pătrat plus 2 pătrat plus punctul punctul plus 1 pătrat supra 2. Da? Deci, iată o limită frumoasă, aranjată, plecând, jucându-ne noi la chestii particulare, am ajuns la așa ceva. Dar asta, dacă ți-aș fi dat-o deodată, te-ai fi speriat. Ea merge prin inducție. Deci, pentru n egal cu 1 ar fost 1 minus cos de x pe x pătrat. Pentru n egal cu 2. Și acum, prin inducție se demonstrează limita asta. Da? Deci, acasă trebuie să o faci și să o faci prin inducție. Ca idee de lucru. Dar dacă ți-aș fi dat o altă limită, combinându-le pe astea două, pe asta, deci folosindu-o pe asta de pasă, iată, limită pentru x din de la 0 din 1 minus cos de 2x ori cosinus de 4x ori cosinus de 6x ori puncte puncte cosinus de 2x. Supra 1 minus cosinus de x ori cos de 3x ori cosinus de 5x și așa mai departe ori cosinus de 2n plus 1 ori x. Nu. Îi punem un x pătrat și sus și jos. Ca să-i duc și modelul știut. Uite cum așez. Iar aia de sus e făcută, asta de jos e făcută. Deci va fi egal cu... E baza celei de mai sus. Da. Deci vine... 2 la pătrat plus 4 la pătrat. Deci erau toți așa. Da, da. Aici 1, 2, 3. Acum e 2 la pătrat, plus 4 la pătrat, plus 6 la pătrat, plus puncte, puncte, plus 2n la 2n, totul la pătrat, da? Da. Totul supra, jos. 1 pătrat, nu mai este supra 2. Că 2 s-a obținut cu 2, da? Totul supra. Asta de jos, care este 1 pătrat, plus 3 pătrat, plus 5 pătrat, plus puncte, puncte, 2 e plus 1, totul la pătrat.
Iată ce limită frumoasă am construit în final, plecând de la o limită simpluță, unde, îți spuneam, stilul de lucru este acela în care amplific cu 1 plus cos de x, asta este la bază, și adunarea și scăderea. Adunăm și scădem și reducem la limita din urmă, sau preluăm limita din urmă. Chiar vreau prin inducție să vezi ce frumos lucrează liniștea asta. Da. Câte ceasul? 10 fără un sfert. 10 fără un sfert. Cred că oprim și noi. Da. Mai dau o limită, două, și te gândești acasă la ea. Deci dacă avem limita următoare, limită pentru x timp de la 0 din 1 minus radical din cos de x o radical de fapt minus radical din cos de x. Pot să zic așa. Ori cos de 2x supra 1 minus radical din radical din 3. Din cos de 3x ori cos de 5x. Va fi 3 la a 2 plus 5 la a 2, tot la 1 pe 3. Trebuie muncit un pic la ea. Inflețează și radicalul ăsta. Deci amplificăm conjugată reciprocă. Da. Asta e conjugată de ordinul 2 din place conjugată de 3. A la 3 minus B la 3. După ce ai scăpat de acolo, te ocupi de limita aceea care ți-o luă. Da? Deci conjugata are efect. Are influență. Și o altă limită, limită pentru x din de la 0 din logaritm natural din 1 plus sinus de alfa x totul supra logaritm natural din 1 plus sinus de beta x. Dacă treci la limită, limită pentru x la 0 vine sinus de 0 este 0, logaritm din 1 este 0 și ești tot în 0 pe 0. Da. Da? Deci tot 0 pe 0. Și atunci ideea de lucru... Ai vreo idee, să zic? Ce vrei o limită fundamentală, da? Logaritm limită pentru x timp de la x0 din logaritm natural din 1 plus pe expresie de x totul supra expresie de x face 1 dacă și numai dacă e de x asta face la limite 0, e de x timp de la 0. Se fac și sus și jos limite. Fundamental. Da? Deci egal mai departe aici cum limită din de la 0 din logaritm natural din 1 plus sinus de alfa x totul supra sin de alfa x înmulțit cu sin de alfa x, nu? Da. Și jos logaritm natural din 1 plus sinus de beta x totul supra beta x înmulțit cu beta x cu sin de beta x. Da, sin de beta x. Sin de beta x. La asta l-a făcut 1. Asta l-a făcut 1. Da. Și egal cu o sin de, sin de beta x. Da. Și egal mai departe cu limită pentru x sin de la 0 din mi-a rămas doar sin de alfa x supra sin de beta x. Și aici
Păi și sinusul are fundamentală. Dacă argumentul face 0. Da. Și face 0. Apoi alfa x ori alfa x. Și beta x ori beta x. Și ar fi alfa x ori beta x. Da, și x se simplifică și face alfa cu beta. Terminat? Limită. Și tot ala, dacă ți-a făcut-o pe asta, vreau să o dau acasă, dacă am făcut-o, îți dau alta. Limită pentru x de la 0 din logar natural din logar natural din y plus sinus de alfa x supra logar natural din logar natural din y plus sinus de beta x. Să vedem ce caz te-am dus. Sinus de 0 este 0. Logaritmul din e. Logaritmul din e face 1. Mm-hmm. Și logaritmul ăsta din 1 face 0. Tot în 0 din 0. Da? E, te las să gândești la limitele acestea. Dacă mai vii mâine, înseamnă că mărim antrenamentul și o să fii într-o formă foarte bună. Observ cât de frumoase sunt limitele. După ce le prindem șmecheria, vă compui câte vrei de ieșite acestea. Plecând la o limită simplă, compui și așezi tot felul de limite. Hai să facem sinteza ori. Da. Să trecem așa în revistă. Am făcut aici capitolul ăsta, limite, nu? Da. Limite de funcții. Și am folosit câteva limite fundamentale. Deci aș începe cu limite fundamentale, nu? Care trebuie să punctate. Hai să spun așa. Și cazuri de nedeterminare. Cazuri de nedeterminare. Vorba de 0 pe 0. Și 1 la infinit. 1 la infinit. Atât am abordat noi, nu? 1 la infinit. Și infinit minus infinit. Da. Ne-am lipit și de asta. Și infinit minus infinit. Acestea sunt cazurile pe care le-am abordat în lecția asta. Da. 2. Pentru cazurile, pentru 0 pe 0, pentru 0 pe 0, ne-am folosit de fundamentala. Cu sinus. Deci am avut limite fundamentale. E vorba de sinus, limită, hai să o și scriem, limită pentru x timp de la x0 din sinus de y de x supra y de x, sin de y de x supra y de x egal cu 1. La o putere. Chiar la puterea K, nu? Da. Totul la K. Că e 1 la K. Și descris cum se scrie sin la K. Supra e de X la K. Da. Așa. Face 1 dacă și numai dacă e de X ăsta tinde la 0, nu? Da. Dacă argumentul tinde la 0. O altă limită fundamentală. Deci A mic, B mic. Limită aici a și B o să o pun aici, alte limite. Fundamental a fost numărie. Eu, da. Limit, dar nu pentru 0 pe 0. Nu. Pentru 0 pe 0. Tot cu sinus am folosit, că am avut cosinus. Și a fost și logaritmul ăsta, uite, da, și logaritmul. Da, limită pentru x timp de la x0. Din logaritm natural plus y de x supra y de x egal cu 1 dacă și numai dacă y de x tinde la 0. Și la limite fundamentale pentru numărie, hai să zic, nu? Da. Pentru 1 la infinit am făcut limita aceea fundamentală, limit pentru x tind de la x0 din 1 plus y de x
totul la 1 pe de x egal cu y. Limita fundamentală cunoscută. Iar pentru infinit minus infinit. Am avut acea cu a parametric. Infinit minus infinit. În conjugat. Da. Diferența în doi radicale aplicăm conjugată, da? Da. Conjugata folosită. Conjugata pentru înlăturarea de nedeterminare. Înlăturarea nedeterminare. Ei, dar și cunoștințe cât cuprinde. Adică trigonometrie, formula trigonometrie, da? Deci, 3. Formule trigonometrice. Valorile pentru niște unghiuri. Da. Da? Valorile. Funcțiilor trigonometrice. Pentru unghiuri. Particulare. Ce am mai atins noi aici? Pentru 0 pe 0 înlăturarea nedeterminării, când am simplificat x minus x0 acolo. Da. Și s-a tot ieșit x minus 2, s-a simplificat x minus, da? Deci și acea... Artificii de calcul pentru... Da? Da. Hai spune, artificii de calcul. De calcul pentru înlăturarea artificii de calcul pentru înlăturarea de terminare. Oricum am zic că am parcurs așa un colțișor la limite, da. Încât ușor o să-ți dai drumul cât se poate de bine la capitolul așa. Calcul de limite al unor funcții. Poate să mai insistăm mâine seară să vedem concret ce de fapt se întâmplă când calculezi limita unei funcții. Trebuie să înțelegi așa, că printr-o funcție tu afli y. Că o funcție asta face. Știi x pe care ai la dispoziție și y apar ca urmare a corespondenței respective. Și pe tine te interesează ce fac y cât vreme cu x te apropii de un număr. Când x se apropie de 2 bunoare, ce fac y care apare? Să apropii și de cineva? Și cine este acel cineva? Deci mai întâi, șirul y, dacă e convergent, asta se ascunde în culise. Șirul y, dacă e convergent, că tot ai făcut șiruri. Deci ea naște un șir de y. Și șirul acel, dacă convergești, care este limita sa? Noi nu aș vrea să facem mecanică toată povestea asta. Vreau să o înțelegem. Inițial chiar am să insist, am mai insistat eu în alte lecții, dar tu n-ai fost atunci. A face limita unei funcții într-un punct înseamnă a te interesa de mulțimea y-urilor care sunt, ți se pun în evidență ca urmare a corespondenței, te interesezi de șirul acela, ce tendință au? Al sunt și un șir convergent? Și dacă da, care este limita șirul respectiv? Cam asta, ne oprim aici. La revedere! Să nu uite să dea like și share. Da. Ai spus la prietenii tăi la școală? Da. Da? Știu colegii tăi. Tu, mai ales că și-a apărut la lecție, nu mai încape discuții. Deci se rugăm în continuare să dea like și share, pentru că... Și dacă le place lecția, să dea și un comentariu. Ușor, ușor, dacă noi ridicăm calitatea lecției de aici, ei se vor uita, în mod sigur. Dar nu spune așa cu voce. Probabil nu vor să se deranjeze profesorul. Și la alte clase facem asta, da?
Și să nu uite să-ți aducă câte ciocolată a doua zi. Păi da, păi dacă stau acasă și își fac lecția, ce?